Dacă doriți să vă dați seama cam care este nivelul societății, care este nivelul de sănătate psihică al oamenilor, eu zic și în situația în care nu sunteți șoferi, să vă luați inima din și să mergeți cu o mașină, cu un automobil al cuiva din familie sau, dacă sunteți șoferi, știți foarte bine despre ce vorbesc, pentru a vă da seama în trafic ce se întâmplă și cum reacționează oamenii. Cred că acolo este locul în care nervii sunt întinși la maxim și fiecare șofer în parte elimină cei mai rău din el. O mică parte dintre ei au o stare de stăpânire și o răbdare extraordinară și te lasă până la urmă și să greșești dacă l-ai făcut, l-ai spus mulțumesc sau ți-ai cerut scuze, trec mai departe, însă din păcate cea mai mare parte a șoferilor consideră că ei sunt perfecți și nu greșesc niciodată, de aceea absolut tot ce se întâmplă în trafic îi deranjează, vor să ajungă primii într-un loc, deși sunt mașinile bară la bară, depășesc foarte des coloanele, ajung să creeze așa o stare de agitație și energia aceea negativă se transformă și plutește frumos în trafic pe lângă problemele pe care le are fiecare și le amplifică așa cu nervii aduși în trafic. Am senzația că e locul în care toată lumea își descarcă cele mai mari probleme și frustrări pe care le-a acumulat în timp acasă, în familie, unde să spunem că te abții la serviciu, unde spunem că trebuie să te abții și așa mai departe. Cred că în trafic îți dai seama cel mai un indicator extraordinar al sănătății psihice a oamenilor, al problemelor pe care aceștia le au, al gradului de... nu știu cum să folosesc un cuvânt frumos care să exprime altruismul oamenilor șoferilor aflați în trafic. Gradul acesta este la minus foarte mult. Pentru că dacă putem să ne abținem, vă spuneam, la serviciu, sigur, ne este... suntem cumva încorsetați de colegii noștri față de care avem un respect, de șef față de care avem un respect și sigur că un anumit tip de comportament acasă, în familie, nu dorim să creăm probleme și nu dorim să creăm discuții și certuri așa mai departe. Și atunci dacă aceste lucruri și energii negative, frustrări există în noi și nu putem să le descărcăm undeva, ele trebuie ori să fie reprimate și cumva să lucrăm cu noi înșine în așa fel încât să ne dăm seama că sunt o grămadă de lucruri bune în viața noastră și să mulțumim pentru ele și să ne declarăm într-un final liniștiți, dar dacă nu suntem conștienți de treaba asta, sigur că aceste frustrări se amplifică în timp și ele trebuie descărcate undeva. Și unde se descarcă ele cel mai des? În trafic. Nu cred că există vreo zi din viața mea în care să nu văd în trafic, mergând dimineața și după amiaza la serviciu, ducând copilul la grădiniță, luându-l de la grădiniță și așa mai departe, având diferite drumuri în fiecare zi. Nu cred că se întâmplă vreo să treacă vreo zi în care să nu văd vreun șofer claxonând în disperare, scoțându-și mâinile pe fereastră, pe geam și făcând tot felul de gesturi sau urlând din mașină, dându-se jos din mașină, punându-și mașina de-a curmezișul, blocând o grămadă de lucruri care, cum să vă spun, se pot transforma în niște accidente, se poate ajunge la poliție, deci lucrurile astea escaladează, formează așa un bulgăre de zăpadă, vorba aceea, în viața persoanei respective și nu duce la nimic bun. Eu cred că ar trebui ca din propria noastră experiență să învățăm. Dacă mie mi s-a întâmplat la un moment dat în mașină fiind să mă enervez și să spun niște cuvinte urâte, am realizat că după acel moment mie nu-mi este mai bine. Eu îmi amplific starea de nervi, îmi transform buna dispoziție cu care am plecat de acasă după cafeaua de dimineață din mijlocul familiei mele, am plecat în trafic și am realizat că spunând niște cuvinte urâte în mașină, fiind singură, lăsând la o parte faptul că nu, că sunt alți pasageri pe care îi afectăm și pe aceștia, ne dăm seama că toți acești nervi descărcați nu ajung nicăieri, îi descărcăm, dar cumva starea de nervozitate a noastră se menține și rămâne să creează acel precedent, să creează acea amintire urâtă. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată în viața mea să mă abțin de a mă certa, de a scoate cuvinte urâte din gură, chiar dacă sunt singură în mașină, și să-mi pară rău.
niciodată nu mi s-a întâmplat să zic, bă, dar trebuia să zic atunci ceva, mă, dar trebuia să fac ceva, trebuia să merg să-i sparg geamul lui, Doamne ferește, n-aș face chestia asta. Dar așa, ca idee, gândiți-vă dacă vreodată v-ați abținut de a avea o reacție din aceasta violentă, nu neapărat violentă de la poliție, dar o vorbă urâtă, țipată, urlată chiar și singură în mașină, este o reacție violentă, da, e o violență verbală, care se răsfrânge asupra noastră, chiar dacă în mașină nu există nimeni care să fie afectat. Da, deși chiar dacă oamenii din trafic aceia poate nu-i mai întâlnim niciodată, nu ne gândim la binele lor, ne gândim în primul și în primul rând la binele nostru, dacă ne stresăm și ne enervăm în felul acesta, ajungem până la urmă să ne stricăm ziua noi înșine, fiindcă nu putem controla ce fac respectivii colegi de trafic. Da? Sunt colegi de trafic, toți suntem în traficul acesta foarte anevoios, foarte aglomerat și cred că cel mai bine ar fi să ne abținem. Nu este rău, să știți, dacă te abții de multe ori, înveți să-ți corectezi comportamentul pentru binele tău și pentru binele celorlalți. Nu e rău, nu înseamnă că dacă te abții, vai, vai, la un moment dat o să ajungi ca un butoi de pulbere și o să explodezi. Hai să fim serioși, de câte ori v-a părut rău că v-ați abținut de a spune cuvinte urâte oricui sau chiar singur în mașină. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, să aveți o zi liniștită, relaxată, minunată!